Nu vă temeți, zice Domnul oștirilor, și căutați să-mi slujiți și pe timp de pace, și pe timp de război, pentru că pacea s-a sfârșit și se sfârșește, și-a luat-o de pe pământ și de zelea atacuri, și războiul care va continua și va distruge multe vieți omenești, Hristos este Domnul. Căci prin otrava care este răspândită în atmosferă și prin toate înșelăciunile atacurilor vrăjmașe, vor muri mai mulți ca în timpul celor două războaie mondiale. Hristos este Domnul. Dar cei ce s-au aproape de mine, le voi vorbi, îi voi înștiința, zice Domnul oștirilor, și îi voi face să fie neclintiți. Hristos este Domnul care ți-a devreșit aceste lucruri. Dacă vă va fi groază să vă întâlniți unii cu alții, zice Domnul, părtășia va dispărea și atacurile vrăjmașe vă va risipi și veți pierde și mântuirea, zice Domnul oștirilor. Și dacă veți strânge rândurile, veți fi amenințați de cei ce vor să vă păgubească, și chiar dacă va fi să plătiți, cu bucurie sfârșiți Domnului, căci nu trebuie popor să te temi de cel ce poate să coboare în ghenă și trupul și sufletul. Ascultați-vă, zice Domnul, dar până și perii vă sunt numărați din cap, de aceea toate lucrurile sunt în controlul celui atotputernic. Stați aproape de mine, căci este vremea și clipa când trebuie să vă chem acasă și să fiți gata pentru lucrarea mea. Strângeți rândurile, faceți unitate la nivel de minte, de inimă, de trup, zice Domnul. Îmbărbătați-vă în fiecare zi, sprijiniți-vă pe Domnul și pe puterea tăriei Lui. Și în felul acesta veți avea izbândă. Iisus Hristos este Domnul. Amin.